într-un penthouse și facem ceva ulea clip de pe canalul meu de YouTube. Two guys sitting in a... Cum era? Two bros chilling in the hot tub, 5 feet apart, cause they're not... Ni s-a cerut vlog despre ce am făcut în cum a fost în vacanță cu 26 de fete. Bă, da. Și noi am fost 4-5 băieți, nu mai știu, ceva de genul. Single? O meu chifoi într-o clasă de filo. O meu chifoi într-o clasă de filo la liceu. Ai 26 de fete și doar eu cu tovarășii mei 4. Da, suntem 30 în clasă, de ce întrebi? Mi se pare că noi doi eram singurii care eram single de acolo. Că Horatiu avea prietene și cine mai. Da, își povestesc cu unul altuia despre ce au făcut împreună. Da, efectiv își povestesc cu unul altuia despre ce au făcut împreună. Și nu se aude nimic, da, pentru mă rog, că praf sunetul. Sincer, nu sunt cu chestii de genul ăsta. Da. No. Eu m-am dus în vacanța aia strict ca să mă distrez, da. Și am venit îndrăgostit acasă. Asta e, se întâmplă. Cred că niciunul din noi nu se aștepta să se întâmple ce s-a întâmplat acolo. Da, da, da. Și o să intrăm puțin în amănunte ca să înțelegeți exact cum ne-am distrat. Am regăsit de un proiect NFT pe care l-a găsit pe marginea drumului. Cum era să murim de două ori. De două ori pe zi. Deci, ok, hai să începem. Deci am vorbit de... Am făcut zici că sunt eu în clasa 10 încercând să-mi convinc colegii de clasă că am făcut sex în vacanța de vară. Da, da, da. Am fost la mine la țară și am făcut sex. Păi cu cine? E, păi o fată de acolo, nu o știți. Lucerea, acum încă eram în mall când oamenii noștri deja așteptau. Yeah, I usually skip this part. La gate. Deci noi efectiv am ajuns la zi, la check-in, să ne lăsăm bagajele, nu mai era nimeni la coadă. Deci la port, la check-in-ul ăla de la Emirates sau ce am zburat, nu mai era nimeni la coadă, înseamnă că toți trecusele deja, știi că de obicei coadă când îți lași bagaj. Also, e ceva mai funny, mai țineți minte când chifoi, asta e cel mai funny, man. Toți oamenii ăștia cu sfaturi financiare și toată zona asta de educație financiară, nu știu dacă ați văzut cum flexează, adică când sunt la început și sunt și ei săraci, că n-au bani, doar te mint că au bani, și când sunt și ei săraci, te mint cu această, guys, eu am foarte mulți bani, numai că eu știu să mă chipzez, eu mă chipzez cu banii. Eu n-am nevoie de case mari, n-am nevoie de mașini, că eu merg cu Uber, adică eu n-am nevoie de toate chestiile astea. Și pe urmă, pe măsură ce încep să facă bani, încep să-și ia mașină și încep să justifice. Nu că eu mi-am luat mașină, că aveam eu o necesitate super importantă și uite că mi-am luat-o în leasing și e Tesla și nu știu ce. Păi mă, îți mai au haine scumpe. Nu că asta, păi da, e așa mai de prestanță, că acum am alte business-uri la alte nivele, la nu știu ce. Păi omul meu să mută în penthouse. Eu știu unde e aici, în Ditai complexul rezidențial din București, la ultimul etaj, în Ditai penthouse-ul, 2000 și ceva de euro, chiria pe lună, după ce flexai că stai în garsonier, că tu ești chipzuit. Dar acum nu știu cum puteai să faci. În măsură ce te-ai maturizat, ai putea zice în afaceri, nu știu cum de cu ți-au pierit toate principiile alea foarte, foarte bune și cinstite și antreprenoriale. E 5.000 chiria, a spus el, 5.000 de lei poate. 5.000 de ce? Știi, acum ai nevoie de penthouse-ul 2000 și ceva de euro. Atunci n-aveai, că n-aveai bani. Normal că n-aveai nevoie când n-aveai bani. Și e atât de funny când îi vezi, man, că toți sunt așa. Toți sunt așa. Numai Robert Metecan a fost destul de deștept încât să facă asta. Sau mă, a fost, nu, știi ce? Robert Metecan a fost mai real. Robert Metecan a fost mai true. Robert Metecan a zis, asta știu, vreau mașină cea mai scumpă și aia a fost. A zis 5.000 de euro. A făcut vlog în care l-a prezentat 5.000 de euro. No, I have to see it. Poate o fi vreo măgăoaie de aia, dar nu e 5.000 de euro niciodată, vă garantez. Bun. De ce m-am mutat într-un penthouse de 1.000.000 de euro? De ce am luat decizia? Let's go, imobiliare cu chifoi, baby! Să mă mut într-un penthouse din București la 1.000.000 de dolari, cel puțin. Băi, sorry pentru zonă și pentru ce apartamente sunt acolo, că știu, am mai fost și eu în zona aia și în complexul respectiv. Pentru zonă și ce apartamente sunt acolo, bine, poate am exagerat, poate e mai mult de 1000. Am zis 1000 și ceva, mă gândeam că e gen 1500 de euro chiria. Dar uitați-vă, vă frumos, că nu e mare. Bine, hai că vedem. Cel puțin. Păi, în primul și în primul rând, s-a întâmplat din greșeală. Îmi căutam un apartament în București și nu știam exact unde să mă duc. Am vorbit foarte mult cu cei... Băi, e minuscul. Este fucking minuscul. Are și etaj. Are și etaj, săracilor care sunteți. De la One să văd dacă găsesc acolo ceva, pentru că vreau ceva mai interesant, să am și un view. Și din fericire am găsit ceva mult mai mișto la etajul 21. Și o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Și un pic pe terasă. Hai să vedem. Deci,
cam așa se vede pe aici. Nu știu cum se numește zona asta de aici, sincer vă zic. Cred că încolo e Văcărești, ceva de genul. Oricum, e... Din greșeală m-am mutat într-un apartament de 1 milion de euro. Bă, ce Chile chifoi, frate, da. E acoperișul Bucureștiului, aproximativ. Se vede foarte mișto. Ce-i drept, pleacă-mă. Și toată terasa asta este a mea, deci am în conjurul blocului, sunt eu aici. Ah, și aici am jacuzzi. Gata, s-a dus chipzuința aia. S-a dus chipzuința aia de la început. Acum avem nevoie de ditai terasa. Can you believe we have a jacuzzi? Tu stând singur aici, neavând copii, nimica. Pentru seara, când vreau să mă relaxez. Și băi de gheață neapărat. Chiar îmi trebuia o baie cu cadă ca să pot să fac băi de gheață. Ah, intrăm înapoi că e cald. Practic apartamentul e foarte mișto făcut. Mă rog, penthouse-ul apartamentul ăsta e. Vedem grinzile astea, deci mie îmi place foarte mult chestia asta pe tavan cu cimentul ăsta neprelucrat și grinzile de metal. Și partea cu lemnul, cărămidă și lemn. Deci ăsta e designul pe care îl apreciez întotdeauna. De asta mi-a plăcut foarte mult apartamentul ăsta și l-am găsit din greșeală. Am venit în Airbnb aici acum o săptămână și am dat până la urmă de proprietar și am zis că îl închiriază și pe termen lung. Deci da, este închiriat. Dacă vreau să cumpăr un apartament de genul ăsta, nu stăteam în el, nu sunt dobitoc. O să vă fac un tur rapid. Pentru că dacă mai țineți minte, acum 2 ani de zile făceam clipuri pe YouTube de la apartamentul părinților mei. De ce se ceartă mereu tinerii și părinților? Da, dormeam pe canapeaua părinților mei, într-un apartament cu 2 camere, cu un singur dormitor. Sper că vedeți și împrejurimile, n-are sens să vă explic tot ce e pe aici. Arată foarte mișto, ce-i drept, da? Foarte, foarte mișto. Deci de aici poți să vezi din cadă, poți să vezi tot București. Ceea ce e ok. Ce vreau să zic? Mutarea asta a venit exact când trebuia. Deci nu nici n-a despachetat și s-a apucat să facă vlogul. Atât de entuziasmat e. Am aruncat pur și simplu să o fac doar că să mă simt interesant sau să zic mă laud că am venit într-un penthouse și ce șmecher sunt eu. Nu pentru flexing am făcut nimic aici pe YouTube, ați văzut? Da, mine, maxim 2000, hai să fim serioși și e mult 2000. E 1500 max. Și fundalul anterior cu Elon Musk pe spate, cu mini etajerele alea, cum mă rog, trebuie să mai iau niște chestii. Alea cu de la vei pe Karl Marx și Engels acolo în spate, da. Constanța, le-am făcut acolo în apartamentul în care stăteam. Și am considerat că dacă te muți într-o chestie mult mai mare și am avut dreptate, o să fii mult mai productiv. Asta e chestia, aici pot să fac foarte multe activități și n-am un singur colț unde pot să fac un singur vlog. Pentru content este mult mai interesant să ai mai multe colțuri unde poți să faci content, adică să nu fie în același loc și vlogul, și TikTok-urile și, nu știu, reel-urile pe Instagram sau pozele sau etc. Da? Și dacă vrei să... Exact ce vă ziceam, scuzele. Scuzele, că își găsesc mereu toate scuzele. Deci pentru un creator de conținut îți trebuie un spațiu cât mai mare ca să nu apari pe același fundal când faci... Chifoi, ai auzit de gen backdrops, de alea de le pui în spatele tău și poți să schimbi? Ai auzit de green screen? Măi, toate scuzele. Eu cumpă, mă, nene, ia uite-mă. Nemișcat stau aici, îmi miroase scaunul ăsta, bășini. Eu cumpă, mă, nene, numai tu nu poți să-l recu. E atât de funny, mă, cum își găsesc toți scuzele astea, că asta e, știi că ei se simt cu musca pe căciulă, se simt ipocriți, că ei au zis înainte, eu sunt chipzuit, eu n-am nevoie de mai mult de un tico. Și pe oameni vin și-și iau ditai penthouse-ul și trebuie să găsească scuza. A, nu că eu aveam nevoie de apartament la etajul 21 cu vedere, cu penthouse, cu terasă, că altfel eu n-aveam loc să-mi fac băița cu gheață, n-aveam loc să-mi filmez TikTok-ul. Să ai un invitat, la fel cum am mai avut și eu, nu ai loc într-un colț de la micuț. Așa că aici pot să mă întind, să mă lăfăi cât vreau eu, plus terasa pe care vreau să o amenajez afară. Ați văzut ce a ieșit, nu? Ați văzut ce a ieșit din contentul ăla. Two bros chilling in the hot tub, 5 feet apart, cause they're not... Povestindu-și unul altuia lucru pe care l-au făcut împreună. Tocmai ca să-mi faciliteze mai multe fundaluri de conținut. Asta e foarte important, deci de asta am făcut mutarea asta. Pentru că o să fiu de acum all-in în social media, în fiecare zi. Ăsta este planul meu de fapt, adică să fiu mult mai prezent, mult mai activ, pentru că am fost, dar trebuie să scalez în momentul ăsta. Deci mutarea asta cu penthouse-ul ăsta vine concomitent cu mutarea din social media, adică cu mediul meu. Fiu în fiecare zi, am făcut 3 videouri de când a făcut videoul ăsta. Unde lucrez? Când faci o chestie de genul ăsta trebuie să aibă sens. Da, și... pentru că de aici faci bani, exact, da. Da, pentru că de aici faci bani, altfel nu. Ai știut că o să faci la fel ca și Dorian Popa, că o să ai niște view-uri pe videourile astea în care o să-ți mai scoți din chirie. Eu o să fiu activ zilnic în social media, nu pentru că fac bani de aici și de aici trăiesc. Nu.
Văd mutări de genul ăsta la persoane care nu își permit să facă mutări de genul ăsta. De exemplu, stai într-un apartament decent, conduci o mașină decentă, ai un job decent și deodată îți faci un credit să-ți iei un BMW de 20.000 de euro. Și toate celelalte metrice rămân la fel. Apartamentul, munca ta, adică nu ai promovat, să zici că faci mai mulți bani, sau maxim ai făcut o manevră, ai făcut o combinație. Nu, Tempic, nu asta ai făcut tu, că stăteai în garsoniera aia și ți-ai luat Tesla de 40.000 de euro? Nu gen exact asta ai făcut tu când ți-ai luat Tesla de 40.000 de euro, când stăteai înghesuit lângă Karl Marx și Engels? Da, efectiv, it takes one to know one. Păi se simțea prost cum ai Tesla, dar stai ca să săra cu un garsonieră. Trebuie să ne mutăm. Nu știu, ai vândut ceva, ai luat niște comisioane, habar n-am. Ți-ai cumpărat o mașină foarte scumpă, dar tu nu ți-ai îmbunătățit stilul de viață și nici nu muncești mai eficient sau mai productiv sau mai smart. Deci asta am făcut acum, da? Deci caut de acum o lună și ceva apartament în București și nu vroiam ceva simplu, da? Nu vroiam doar să mă mut în București, pentru că în același timp mă uitam și în afară. Îmi trebuia neapărat view, da? Deci neapărat asta căutam în primul și în primul rând. De pentru ce? Că fața mea poate fi plictisitoare. Asta e. De ce? Că și așa nu-l pui în evidență. Și efectiv nu... Un view de genul ăsta te scoate și din, nu știu, momente triste sau nu te simți productiv. Doamne, măi, efectiv, oamenii ăștia sunt sclavii banilor, man. Sunt sclavii banilor. Și și-au făcut-o cu mâna lor, au devenit sclavii banilor cu mâna lor. Au flexat atât timp pe internet încât acum sunt sclavii banilor și dacă nu flexează constant și mai des, intră în depresie. Te părăsește nevasta, dar uite ce view ai la Delta Văcărești, a? Ce zici? Mi-a murit primul născut. Da, da, uite ce view am. Cât te scoate, măi, chifoi din supărare? O lună până te obișnuiești? Cât te poate scoate din supărare? E exact același căcat ca la, zi, ca la dependența de shopping, știi? Lucrurile care mă fac și-o vinova, știi? Mai mi-au o cămașă, că mă simt ca nașpa. Mai mi-au o cămașă să mai îmba puțină serotonină în mine. Cămașa asta? Păi îți ia, iau ce frumoasă e. Îmi ia supărarea de pe umeri. Doamne. Sau pur și simplu, așa mă simt eu. Când mă duceam în locuri de genul ăsta, era altă treabă cu... cu starea mea. Și atunci asta în primul rând vine la pachet. Dar în al doilea rând trebuie să aibă sens rațional vorbind din punct de vedere economic. Aha. Adică exact cum spuneam, dacă ar fi trebuit să cumpăr penthouse-ul ăsta, nu stăteam în el. E cea mai mare prostie să faci asta. Deci nu e bine să stai în apartamentul ăsta frumos dacă l-ai cumpărat, însă este bine să dai bani altcuiva care a cumpărat apartamentul ăsta. Nu că are sens, are sens. Are mai mult sens să plătești tu chirie unui om care deține apartamentul și își face profitul pe el decât să deții tu apartamentul și să stai în el. Nu că are sens, are sens. Părata și făcut afacere cu el, da? Chirie, regim hotelier sau chirie stabilă, habar n-am, nici nu contează. Pentru că asta am învățat aici pe canal, da? Trebuie să existe decizii raționale din punct de vedere economic și cu banii mulți pe care... Ce este rațional cu aia n-ați luat ditai penthouse-ul pentru o singură persoană? Ce este rațional în asta? Nu este absolut nimic rațional în asta. Dacă voiai să vorbim despre raționalitate, îți luai un apartament modest și te duceai și îți luai studio dacă aveai nevoie de spațiu de desfășurare. Dar nu, tu ai vrut să flexezi. Păi ai făcut șturos de bani care nu mai sunt de la ai tăi și ai vrut să flexezi. Nu că, haide-mă, băi, vă rog eu frumos. Băi, un om de 35 de ani care minte niște copii, vă rog eu frumos. Rațional. Dacă erai rațional cu jumate din banii pe care i-ai dat pe penthouse-ul ăsta, îți luai un apartament more than decent, care să te mulțumească, să-ți ofere confortul de care zici că ai nevoie, și restul de bani îți luai un studio, unde aveai libertatea și spațiu să faci ce vrei tu. Dar tu n-ai vrut chestia asta, tu ai vrut doar să flexezi. Dovadă că n-ai vrut chestia asta este că încă n-ai făcut nimica cu tot spațiul ăsta. L-ai băgat pe un băiat într-un jacuzzi. 5 feet apart, cause they're not... Ori în așa ceva, eu nu sunt cu imobiliarele și nu cred că o să fiu vreodată. Da, are sens, da. Practic contribuie la venitul pasiv al altcuiva. He's putting his money where his mouth is, exact. Odată. Dar dacă ar fi să fiu vreodată, ghiși ce, asta ar fi o decizie super bună. Să iau un penthouse și practic mai este unul în oglindă, să iau practic tot, să am tot etajul ăsta, pentru că trebuie să ne gândim la scarcity. Am mai vorbit de scarcity, mă rog, știm, crypto, bitcoin. Ce înseamnă scarcity-ul ăsta? Câte penthouse-uri la ultimul etaj există? El stă, vă rog frumos, el stă în chirie aici, îl stoarce ăsta de bani la chirie și el vorbește să cumpere apartamentele astea două, să dea jumătate de milion de euro pe ele, dacă nu mai mult, sigur mai mult de fapt. El vorbește de cumpărat apartamente de 600-700 de mii de euro. Vă rog eu frumos.
E un om în toată... Măi, e Moș Crăciun. E Moș Crăciun de la Serbarea de Grădiniță, numai că și-a uitat costumul acasă și minte copiii. În București, în totalitate, la etajul 20 cel puțin, da? Cum e ăsta la 21. Câte sunt? Le numărăm pe degete oare? De la o mână, de la două, de la patru mâini? Sunt foarte, foarte... Doamne, atât de scary să stai în blocurile alea de acolo când o veni cu tremurul. Că solul pe care a fost construit este foarte, foarte sketchy, pentru că lângă este o fucking delta. Stai la etajul 21 când vine cu tremurul, Doamne Dumnezeule mare. Sunt blocuri noi, e drept. Deci aș fi mai confortabil să stau într-un bloc de la din 60 decât la etajul 21 în blocurile astea. Sunt foarte, foarte puține. La asta mă refer. Da, poate în viitor vor fi un pic mai multe, însă București în continuare se dezvoltă, da? Se expandează, se duce mai la periferie din ce în ce mai mult, se construiesc și mai multe blocuri, însă penthouse-uri nu sunt din ce în ce mai multe. Se mai pot construi, dar nu în ritmul ăla alert în care se dezvoltă un bloc de 4 etaje sau de 7 etaje. Cum e ăsta de 21, la asta mă refer. Și atunci ceva de genul poate să fie de 2, 3, 4 ori mai valoros peste 10 ani. Deci dacă ar fi să fac o investiție de genul în imobiliare, așa ceva aș lua. Câte proprietăți de genul ăsta mai sunt în orașul ăsta mare din care e București, care e capitala României, da? Câte proprietăți de genul mai sunt aici? 12. Wow, îmi trebuie una. Am a 12-a parte din lanțul ăsta de proprietăți de genul ăsta care sunt super de lux și să... Vă rog eu frumos, măi minte copii, vă rog eu. Mai sunt 12 penthouse-uri în București? Mai sunt 12 penthouse-uri în București? Măi, pe cine mizi, mă, frățioare, mă? Ca să nu zic că marele penthouse nu e chiar în curul Bucureștiului, dar e puțin în curul Bucureștiului. Adică nici nu vorbim de penthouse-uri de unde să bat bogații între ei să le cumpere. E un penthouse de săraci, fie vorba între noi. Nu de săraci, dar e un penthouse așa de corporatiști middle manager. E penthouse de corporatistul care a devenit manager peste 15 oameni și vrea să flexeze. Vă uitați voi pe hartă, e puțin în curul Bucureștiului, nu vorbim de penthouse-uri totuși din centru sau mai știu eu ce. Că acolo da, ar avea dreptate. Dar also, mai sunt 12 apartamente ca ăsta? Măi, minte, efectiv, minte copiii pe internet. Mai sunt 12 apartamente. Capitala României, da? Câte proprietăți de genul mai sunt aici? 12. Wow, îmi trebuie una. Am a 12-a parte din... lanțul ăsta de proprietăți de genul ăsta care sunt super de lux și sunt oarecum ca niște bijuterii super, super rare. Da, tată. Toți bogații se bat să vină la... Eu tot nu vreau să zic unde e, că na, nu știu, poate, na. Omul crede că lumea nu știe, însă nu știu, poate, băi. Să bat bogații pe ele, numai și își dau coate să vină la apartamentul ăsta înghesuit cu... de ai terasa mai mare decât apartamentul. De ce? Pentru că, viu, da, cineva vrea să stea în locuri de genul ăsta, așa cum am vrut să stau și eu aici, însă eu nu vreau să-mi fac planul pe termen lung. E posibil ca peste 7 luni sau un an jumate de aici, că vreau să fiu flexibil, cum am fost și din Constanța, să vreau să plec în afară, poate vreau să mă mut în Bali, poate vreau să mă duc în Dubai într-un loc de genul ăsta. Și atunci eu vreau să rămân flexibil, eu n-am, de asta n-am treabă cu imobiliarele. Dar dacă aș face o manevră de genul cu imobiliare, asta aș cumpăra, clar. Și sumele astea poate par mari acum, dar garantat o să fie mult mai mari în viitor. Cu mult, mult mai mari. 2, 3, 4 ori, cel puțin. Deci cam asta a fost pentru azi, de acum ne vedem în fundalul de aici și o să începem să facem din ce în ce mai mult content. Vorbim în continuare despre investiții, cripto, educație financiară, afaceri, marketing, etc. Și vă recomand să mergeți și pe canalul meu al doilea, Cristian Chifoi Necenzurat, unde acolo vorbim mai fără perdea. Dar tu n-a zis cât de men, sau n-am fost eu atent? Da, mă, frate, că îl găsim pe Airbnb, dacă zice că e pe Airbnb. Na, așa. Bun. Gata, l-am găsit. Deci dacă stăm... A, și este liber. Deci omul a luat până la finalul anului. De la începutul lui ianuarie e liber. Nu vă arăt că mi-e rușine. Dar din ianuarie e liber. De 1 ianuarie până la 31 ianuarie. Deci asta e pe Airbnb, da? Deci nu este... Nu sunt banii la care s-a înțeles el. Este 16.350 de lei. Care înseamnă 3.200 de euro. Deci cât să zici? Hai zi, 3.000. Nu, e mai puțin. Nu, că e și service fee, nu, e și service fee, e și cleaning fee. Nu, e mai puțin. 2800 și ceva. 2700-2800. Atâta dă pe prețul de Airbnb. Eu vă zic că dă pe prețul de Airbnb. Nici eu nu cred că e mai scump de... Nu, am exagerat cu 1000 de euro. Eu credeam că undeva la 1500-1700 pe acolo. Pare enorm. Uite, văd patul lui Chifoi. Nu, l-arăt că mi-e așa, că nu vreau să... Deși se doxuiește singur stând acolo. Dar oricum are paza, are toate cele. Căutați voi dacă vă interesează. Are a 12-a parte din complex timp de 6 luni pentru doar 16.000 de euro. El e chipzuit, frate. El e chipzuit, mă nene, v-ați înțeles? El e chipzuit. De ce m-am mutat într-un penthouse de $1,000,000? Decizii raționale, guys.
din București. Povestea mai amplă o să o găsești la mine pe YouTube. Dar în principiu aici vreau să las povestea scurtă. Este un singur motiv mare și lat. Este foarte, foarte important, mai ales pentru un bărbat. Pentru un bărbat. Și o să vezi de ce zic pentru un bărbat. Pentru că noi avem anumite tertipuri. Da? Deci nu suntem ca femeile. Căutăm totuși cu totul altceva. Și atunci când eu am luat decizia asta, mi-am dat seama că cea mai bună... Uitați ce înghesuit e. Mă uitați cât de înghesuit e. Chestie, da? Pentru mine, atunci când mă mut undeva, este fix chestia asta. Când stai pe WC-ul și view-ul este ăsta. Tac. E atât de funny. E atât de funny, holy shit.